În primul rând doresc să evidențiez satisfacția mea de a efectua o vizită în Croația și mă bucur că sunt primul ministru român care vizitează țara dumneavoastră în ultimii 10 ani. Nadasve. Hvala lijepa, gospodine premijeru. Želim istaknuti svoje zadovoljstvo s današnjim službenim posjetom Hrvatskoj i radujem se što sam prvi rumunski predsjednik vlade koji eto posjećuje vašu zemlju zadnjih 10 godina. Prezența mea la Zagreb mai are o semnificație importantă, întrucât are loc în contextul aniversării a 25 de ani de relații diplomatice dintre România și Croația. Moj dolazak u Zagreb ima još jedno važno značenje. Ono se događa u okviru proslave 25 godina diplomatskih i bilateralnih odnosa. Vreau să subliniez că de la început dialogul substanțial și consistent pe care l-am avut astăzi cu primul ministru Plenković, o să avem și pe parcursul zilei o altă întâlnire, am discutat despre stadiul și perspectivele relației bilaterale, așa cum domnul prim-ministru a spus, fiind de acord amândoi că există o relație de cooperare foarte bună dintre România și Croația. Želim istaknuti na početku, dakle, jako dobar i sadržajan naš razgovor, što smo ga danas imali s premijerom Plenkovićem. Imat ćemo i drugih sastanaka tijekom dana. Razgovarali smo o našim bilateralnim odnosima i jasno vidjeli smo perspektive, što dakako nas vodi da se slažemo s činjenicom oko naše suradnje jako dobre, koja će se eto nastaviti. Am reliefat dorința ambelor state de a consolida, diversifica și aprofunda cooperarea atât în plan bilateral, cât și ca parteneri în cadrul Uniunii Europene și aliați în NATO. Složili smo se oko obostrane želje za učvršćenjem, raznovrsnošću i produbljenjem suradnje što na bilateralnom, što kao partneri u okviru Europske unije i NATO saveza. Astăzi, așa cum știți, s-au semnat două documente, acordul privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate și memorandumul de înțelegere privind colaborarea dintre Camera de Comerț și Industrie a României și Camera Economică a Croației. Semnarea acestor două documente arată intenția ambelor state de a intensifica relațiile bilaterale. Danas, ca și ați văzut, potpisali smo dva dokumenta, ugovor o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka i memorandum o razumijevanju između Trgovinske industrijske komore Rumunske i Hrvatske gospodarske komore. Potpisivanjem ovih dokumenata pokazujemo namjeru dviju zemalja na intensificiranje naših bilateralnih odnosa. Am agreat că din perspectiva relațiilor economice există un potențial important de creștere, care trebuie valorificat. Am exprimat dorința de a identifica noi oportunități în vederea dinamizării relațiilor economice dintre România și Croația. Anul trecut, schimburile comerciale dintre România și Croația au fost în jur de, ca sumă, în jur de 270 de milioane de euro. Potențialul de creștere este uriaș, și ne dorim ca această componentă, componenta economică, să valorificăm la maxim acest potențial de creștere. Radujeme da, što se ekonomskih odnosa tiče, postoji važan potencijal suradnje koje moramo valorificirati. Izrazio sam želju za intensificiranjem novih mogućnosti u pogledu dinamizacije gospodarske suradnje. Druga važna tema odnosila se na našu suradnju o kojoj će biti reći. Jako me raduje činjenica što prošle godine trgovinska razmjena između dviju zemalja iznosila je 270 milijuna eura, ali i činjenica što postoji veliki potencijal i mislim da potpisivanjem akata i našem otvorenošću postoje mogućnosti za valorizacijom tog potencijala. Sper ka
forumul economic din toamnă, organizat odată cu vizita doamnei președinte în România, să fie ocazia perfectă pentru a impulsiona aceste relații economice. Nadam se da gospodarski forum, što ga pripremamo na jesen, prilikom posjeta predsjednice Republike Hrvatske, će potaknuti i dati poticaj razmjene koju itekako želimo i oko koje radimo. Totodată am discutat despre importanța pe care o au în relația bilaterală, așa cum domnul prim-ministru Plenković a menționat, comunitatea română din Croația și minoritatea croată din România reprezintă veritabile punți de legătură dintre țările noastre. Da, kako da smo razgovarali o manjinama, o hrvatskoj manjini o rumunskoj, te rumunskoj manjini o hrvatskoj, obje manjine predstavljaju istinski mostovi između dviju zemalja. Sigur că vom aprofunda în discuțiile ulterioare chestiunile care țin, așa cum domnul prim-ministru Plenković a menționat, țin de proiectele comune europene, despre politicile comune pe care și România și Croația le susțin, și anume politicile de coeziune, politica comună agricolă europeană. Dar important este că vom putea să ne armonizăm prin pozițiile noastre, punctele de vedere în cadrul Uniunii Europene. Razgovarali smo, kao što je spomenuo premijer Plenković, o našoj suradnji unutar Evropske unije. Mislimo pri tome na politiku o koheziji i zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropskoj uniji. Sigurno da su te obje politike jako važne, treba usuglasiti kako bi imali jasan učinak unutar Evropske unije. Hvala vam. Zahvaljujem obojici predsjednika, kolegice i kolege. Molim vas po jedno pitanje. Pitanje molim da se odnosi na suradnju dviju zemalja. Ovdje su predsjednici vlada. Izvolite. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Urmează întrebările dumneavoastră. V-aș ruga foarte mult ca întrebările să se refere la întrevederea de astăzi și la colaborarea între cele două state. Poftiți! Bună ziua, Ionuț Gheorghe de la Televiziunea Română, domnule premier al Republicii Croația. Ținând cont de ultimele probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană, și aici aș putea vorbi despre mișcările naționaliste, da, și despre Brexit. Molim vas lijepo, s obzirom na evo nacionalističke pokrete i na Brexit, što trenutno postoje u Europskoj uniji s jedne strane, te na odnos Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država s druge strane, zanima me vaše viđanje projekta Europske unije, kako ga vi vidite i da li možete u tom pogledu istaknuti pojedine primjere. Hvala vam lijepo na pitanju. Dobro ste dijagnosticirali da postoje problemi u rastućem populizmu na izborima koji se događaju u nizu država članica Europske unije, pa nerijetko i na samim izborima za Europski parlament. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, ați remarcat foarte bine populismul existent în interiorul diferitelor state din cadrul Uniunii Europene, chiar și în ultimele alegeri pentru Parlamentul European. Nerijetko su to pokreti antisistemskog karaktera sa vrlo ne samo skeptičnim, nego izrazito protiv evropskim predznakom. Deseori aceste manifestări sunt împotriva sistemului și au foarte, foarte multe conotații negative. Tu diagnozu zajednički smo utvrdili na razini Europskog vijeća. Acest diagnostic l-am stabilit împreună și la nivelul de Consiliu European. Najbolji primjer vam je negativni referendum u Ujedinjenoj Kraljevini. Exemplul cel mai bun este referendumul negativ în interiorul regatului Marii Britanii. Gdje je jedan izborni paradoks kojeg ste mogli sada vidjeti na ovim izvanrednim izborima u Ujedinjenoj Kraljevini, u biti najbolje oličenje situacije u kojoj jedna stranka poput UKIP-a, koju vodi Nigel Farage, izabran temeljem proporcionalnog sustava u Europski parlament.
Așadar, în cadrul acestor alegeri din Regatul Unit, Yukin, dacă am înțeles bine, Nigel Farage, într-un sistem electoral ciudat, a fost desemnat ca membru. Iskoristio poziciju medijsku i političku upravo te institucije u koju ne vjeruje. S-a folosit de politicile și mediile instituției în care nu crede. Da, još jednom ponovim grubom pogreškom i krivom procjenom bivšeg premijera Camerona na referendumu kojeg nije trebalo biti, zavede nekoliko, nažalost previše milijuna Britanaca da glasaju za ne, odnosno za izlazak. Așadar, folosindu-se de o greșeală flagrantă, a reușit să manipuleze un număr consistent și considerabil de alegători la referendum și să obțină nul. A da isti taj UKIP na ovim izborima nije dobio niti jedan mandat. Și același UKIP la alegerile care au avut loc nu de mult n-a luat niciun mandat. Naravno, zbog drugčeg izbornog sustava. Bineînțeles, din cauza unui alt mod alt model electoral și, încă o dată subliniez, din cauza greșelii anterioare. Stoga je odgovornost na trenutnim europskim liderima obnoviti snagu europskog projekta na tragu naše rimske agende povodom 60. Godišnjice rimskih ugovora. Așadar, responsabilitatea colegilor noștri este să reîmprospăteze puterile proiectului comun în conformitate cu acordul de la Roma și mai ales cu ocazia sărbătoririi a 60 de ani de la semnarea acestui act. Koji podrazumijeva snažniju konsolidaciju političkog projekta, tješnju gospodarsku suradnju i provedbu naših sektorskih politika uz kvalitetnije korištenje redistributivne snage europskog proračuna. Care, bineînțeles, că pune accent pe elementul politic, elementul economic, elementul sectorial și mai ales, deci, cu, pe fondurile din cadrul acestor. I u konačnici jačanje globalne uloge Europske unije, a ohrabrujuće je da je evo Francuska kao jedna od ključnih zemalja u ovom kontekstu odabrala i lidera i parlamentarnu većinu, očito je nakon prvog kruga izbora za nacionalnu skupštinu koja će biti proeuropski orijentirana, što je dobro, i na taj način će Francuska i Njemačka moći i dalje biti predvodnice europskog projekta, a na nama je da im u tom procesu pomognemo i damo konkretne ideje kako da se zadrži kohezija Europske unije. Așadar, să reîmprospăteze puterea aceasta globală, la nivel global a Uniunii Europene, și în acest sens ne bucură foarte mult faptul că Franța și-a ales atât liderul cât și membrii Parlamentului, așadar pro-european, astfel încât atât Franța cât și Germania vor continua să fie liderii acestui proces de consolidare al proiectului Uniunii Europene, iar noi, în calitate de state membre, să contribuim semnificativ în crearea acestei identități europene. Možemo dalje, izvolite. Miro Ašić, Hrvatska radio televizija. Pitanje za premijera Grindenaua. Što mislite, zapravo kako vidite sigurnosnu situaciju u ovom dijelu Europe, a posebice u kontekstu postavljanja proturaketnog štita u Rumunjskoj? I je li to zapravo rumunjski doprinos militarizaciji Europe? Miro Ašić, de la televiziunea radiodifuziunea croată, domnule prim-ministru Grindeanu, ce părere aveți despre situația de securitate în Europa în contextul punerii acestui antirachetă, sistem antirachetă în România, și dacă punerea acestui sistem antirachetă în România reprezintă de fapt militarizarea Europei? Politica externă română are două componente importante. Pe de o parte, întărirea proiectului european. Pe de altă parte, parteneriatul strategic pe care România îl are cu Statele Unite ale Americii. Rumunska vanjska politika ima dva jako važna elementa. S jedne strane, to jačanje projekta
s Europskom unijom, znači projekt s Europskom unijom. S druge strane je strateško partnerstvo što ga imamo sa Sjedinjenim Američkim Državama. Pe de o parte, Europa, așa cum s-a menționat și mai devreme, proiectul european, Uniunea Europeană, are provocări la care trebuie să facem față, provocări la care trebuie să facem față uniți. Pentru că istoria ne arată că împreună am fost mai puternici decât separați. S jedne strane, dakle, to je Europska unija, to je projekt Europske unije. Vidimo da ima Europska unija povremeno niz provokacija, a mi se moramo nositi s takvim provokacijama. Moramo se nositi svaki ponaosob, ali i zajednički. Iar acest lucru se poate face prin întărirea proiectului european. To sigurno da se može napraviti s jačanjem europskog projekta. Securitatea fiind parte a acestei întăriri. Sigurnost e samo dio tog jačanja. România este parte a NATO. Și este pentru prima dată când guvernul României, de când am devenit parte a NATO, alocă 2% pentru apărare. Rumunia e članica NATO saveza. I po prvi put, evo od kako sam postao premijerom, izdvaja 2% proračuna za obranu. Și înțelegem să facem toate aceste investiții în apărare ca parte a strategiei de dotare NATO. I razumijemo sva ta ulaganja, sva taj napor kao dio, strateški dio obrane NATO. Deci da, pentru noi, securitatea, și nu doar pentru noi, securitatea este extrem, extrem de importantă. Dakle da, za nas, i ne samo za nas, sigurnost je jako, jako važan dio. Thank you. Hvala. Zahvaljujem predsjednicima vlada. Thank you. Thank you. Hvala lijepa kolegice i kolege vama. Evo jedna fotografija još za kraj. Evo fotografija, evo. Nadam. Kako ćemo ovdje, ne možemo se puno. Pa ne, samo da kolege imaju jedan i ovaj detalj. Hvala vam lijepa. Kako je sunčano. Thank you. Ne. To je to.